Culmea ironiei, un tânăr din Bistrița a ajuns la spital după ce s-a înjunghiat singur, din neatenție, cu un cuțit pe care îl avea asupra sa pentru protecție. Bărbatul a avut noroc că rana a fost superficială și nu-i-a pus viața în pericol. În cele din urmă, acesta a ajuns la spital pentru investigații. Amețit de aburi alcoolului, tânărul a ieșit dintr-un local din zona autogării jucându-se cu un cuțit pe care îl avea asupra sa. Într-o clipă de neatenție, tânărul băut bine s-a înjunghiat din greșeală în zona abdomenului. Pacient conștient, cooperant, sub influența alcoolului, prezintă o plagă înjunghiată abdominală la nivelul flancului abdominal stâng. Acesta le-a declarat polițiștilor că purta cuțitul asupra sa pentru protecție după ce de curând a fost amenințat cu moartea. Joaca tânărului se putea sfârși tragic, dar din fericire rana pe care și-a provocat-o singur a fost una superficială, iar lama cuțitului nu i-a atins organele vitale. Tânărul a ajuns la spital pentru investigații. Este în serviciu de urgență pentru investigații, era excluderii penetrării intra-abdominale. Deocamdată este stabil, dacă se exclude penetrația, nu punem probleme medicale deosebite.